găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să urmărim împreună știrile din sport. Basketbalistele din Drobeta Turnu Severin au reușit să câștige competiția de verificare organizată la Râmnicu Vâlcea. Sportivele pregătite de Petre Cușciac s-au impus la ambele categorii de vârstă, demonstrând încă o dată că pot să devină ceea ce basketul severinean a reprezentat pe la începutul anilor 90. Vor urma alte competiții din care se detașează Cupa Revoluției Române, ce se va desfășura în sala polivalentă. Așa cum am promis, revenim cu amănunte de la participarea sportivelor de la Basket Club Severin la turneul de verificare organizat la Râmnicu Vâlcea, o competiție devenită tradițională, de la care basketbalistele noastre s-au întors cu rezultate deosebite. La Under 12 am câștigat detașat competiția, deși avem acolo o rivalitate cu Craiova, dar de câteva luni de zile am reușit să tranșăm această rivalitate cu Clubul Sportiv Școlar Craiova, în favoarea noastră, evident. Și m-am bucurat că pentru prima dată echipa de Under 11 sau de Baby a participat pe picioarele ei și s-a impus și ea, a câștigat și ea competiția. Dincolo de cupele puse în joc, pentru locurile de pe podium s-au acordat și mai multe premii individuale, unul din ele revenind severinencei Mara Duță. La turneul de la Râmnicu Vâlcea ai câștigat un titlu, despre ce este vorba? Este vorba despre camp, era un turneu la liceul Matei Basarab, la Râmnicu Vâlcea, și ne-am ieșit pe primul loc, deci a fost un vis devenit realitate, nici nu mă gândeam. Și pentru tine, ca jucătoare, ai primit un premiu individual. Da, o cană cu numele meu și cu o minge de basket și o diplomă. Pentru? Pentru performanțe deosebite la mini-basket. Pentru fetele de la Basket Club Severin, pregătite de profesorul Petre Cușciac, urmează Cupa Revoluției, o competiție cu caracter internațional, unde se dorește un nou rezultat bun. Noi ne pregătim în continuare și primul eveniment care urmează este acela legat de Cupa Revoluției, în organizarea Direcției de Sport și Tineret a județului Mehedinți, competiție care va avea loc în data de 10, sâmbătă 10 decembrie, la sala sporturilor, la sala polivalentă. La această competiție, care va fi o competiție destul de tare, vor participa două echipe din Serbia, este vorba de Clubul Sportiv Școlar din Kladovo și, mai puternic, am înțeles, nu m-am întâlnit, Clubul Sportiv Școlar din Negotin. Iar de la noi din țară va mai veni Craiova, care văd că dorește cu asiduitate un parteneriat cu noi, cu Turnul Severin. Se anunță un an competițional bun și pentru fetele de la Basket Club Severin, care doresc cât mai rapid să se apropie de acea echipă de excepție de la începutul anilor 90, care ne-a adus mari satisfacții, care au însemnat medalii, dar și sportive, în loturile de basket ale României. Începând de astăzi, se desfășoară jocurile ultime etape din cadrul Ligii a 4-a la fotbal. O etapă interesantă în care echipele clasate pe primele trei poziții au jocuri grele, dar nu imposibil de câștigat. Există șanse mari ca Minerul Mehedin să încheie acest tur de campionat pe prima poziție a clasamentului Ligii a 4-a. Începând de azi, se dispută jocurile ultime etape din cadrul Ligii a 4-a la fotbal, o etapă interesantă care este dominată de jocurile disputate de primele trei clasate în topul Ligii a 4-a din județul Mehedinți. Se detașează jocurile de la Pătule, Pristol, dar și cel de pe terenul din Valea Copcii, unde Minerul Mehedinți întâlnește Recolta Dânceu, echipa aflată pe locul al patrulea în clasament. Să urmărim însă programul acestei etape. Minerul Mehedinți cu 46 de puncte conduce în clasament, urmată la egalitate de puncte 44 de Termo și Pandurii Cerneți. În raport de starea vremii, s-ar putea ca echipele de Liga 4 să participe și la o nouă etapă din cadrul Cupei României. Fosta divizionară C, Minerul Mehedinți a câștigat jocul disputat pe teren propriu, învingând cu 5-1 Recolta Dânceu. După această partidă, minerii au acumulat 49 de puncte și, indiferent de rezultatele din celelalte jocuri, vor rămâne pe prima poziție a clasamentului. Important este ca minerii să revină în Liga a 3-a, acolo unde, din păcate, fotbalul mehedințean nu mai este reprezentat. S-a încheiat deja primul joc din cadrul celei de-a 19-a etape a Ligii a 4-a la fotbal. Pe terenul din Valea Copcii, Minerul a reușit să învingă Recolta Dânceu cu 5-1, într-un joc în care nu s-a prea pus niciun moment problema învingătorului. Am învins fără dubii, o victorie muncită, o victorie la care băieții noștri
au sperat foarte mult și au muncit pentru această victorie. Au dat dovadă de un caracter deosebit și au dorit cu ardoare să câștige pentru a termina campionatul pe locul întâi, având în vedere că este o echipă tânără, o echipă dornică de afirmare și de performanțe. Nu s-a pus sub nicio formă, în niciun moment, asupra învingătorului problema. Au fost, într-adevăr, au intrat în joc la minutul 45 și pe o greșeală a echipei apărării noastre au făcut 2-1, restul joc la discreția echipei noastre. Indiferent de ce se va întâmpla în celelalte partide, Minerul Valea Copcii încheie turul campionatului pe prima poziție a clasamentului cu 49 de puncte. Poate imaginile de când activau în Liga 3-a vor face ca fotbaliștii noștri să revină acolo unde mulți ani au avut un cuvânt greu de spus și unde pot să o mai facă și în continuare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufo, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!